Salutare și bine v-am găsit la un episod din Dead by Daylight. Astăzi vom juca cu unul din personajele mele favorite, anume Trapper. Și cred că ar fi ideal să ne punem pe treabă. Voi pune aici o capcană. Și va trebui să încep să mă mișc. Să vedem care este faza. Teoretic voi afla dacă un supraviețuitor este prin zonă. Se pare că s-au pus deja pe treaba anumiți oameni. S-au umblat la generatorul ăsta. Ok. Cineva este pe aici. Și să ne uităm. Ok. Bun. Tipul ăsta este un fel de mim în momentul ăsta. Tot fuge fix prin calea mea, nu știu de ce. Și am dobărât-o. Va trece acolo direct. Sau și mai bine va trece pe aici. Și va rămâne aici o perioadă. Eu am ceva treabă pe aici. Să ne uităm după ceilalți. Dar nu înainte de a pune o capcană prin zonă. Nu aș vrea să scape. Ceva de genul. Eu vin până aici. Și acum să vedem ce am mai putea face prin zona asta. Cu siguranță mai avem câte ceva de făcut. Totuși, cred că am găsit urme. Super! Se pare că au scăpat momentan. Dar cu siguranță o vom prinde. Nu poate scăpa la infinit. Atunci vine o întrebare destul de bună. Pe unde au fugit cei care au fost răniți? Voi merge în direcția asta. Deși cred că dacă merg în direcția asta voi găsi cu siguranță pe cineva. Totuși, acum chiar stau să mă gândesc, tipa aia era perfect sănătoasă, iar cei doi răniți nu erau nicăieri. Asta este o treabă destul de interesantă, este o întrebare pe care mi-o voi pune mereu, nu am un răspuns. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like, asta mă ajută enorm. Și cu cât faci mai multe like-uri, cu atât vei posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. E un pic de meme pe aici. Mi se pare puțin enervant faptul că se pot reface de atâtea ori. Adică, ok, te-am prins, te-am rănit. Și când te vindeci, vei rămâne puțin afectat, deci vei rezista mai puțin pe hook. Asta mi se pare mie mult mai ok. Și se pare că avem o nouă victimă. Ok. La asta nu cred că se aștepta. Nu cred că se aștepta nimeni. Dar e bine, asta pățești când ești un mim. Și băieții ăștia nu au fost teribil de atenți. Mai ales că se baza pe faptul că eram deja într-un chase. Într-un chase destul de neproductiv. Dar totuși, credeau că o să fie în siguranță. Ăsta este avantajul personajului Trapper.
poate să pună tot felul de capcane și niciodată nu ești 100% în siguranță. Evident, cineva trebuie să vină până acolo acum. Sunt curios dacă o să mai găsesc pe cineva pe aici. Cel mai probabil o să mai găsesc pe cineva pe aici prin zonă. Evident că da, cineva este prin zonă. A căzut în aceeași capcană? Ce o să facă? Ei bine, o punem în cui. Tipul ăsta tot bagă lanterna. Aici nu o să mai facă nimic. Iar noi acum să ne vedem de treaba noastră. Trebuie să mai vânăm pe cineva. Știu sigur că este cineva pe aici prin zonă. Ok, trebuie să mă uit. Unde o să fugă? Chiar nu are pe unde să fugă. Și tipul ăsta pare să fie un mim complet. Ei bine, pallet looping. Bun. Și eu îl urmăresc. Ok, unde va fugi pe acolo? Bun, se pare că a scăpat. Mai un generator de făcut. Nu aici, probabil acolo sus. Ok, și pot să-i văd pe unde se ascund. Bun, probabil o să încerce să scape. Evident, folosind lanterna. Super. Cel puțin două persoane vor veni cu mine. Iar acum toată treaba asta o să devină super ușoară. Aparent nu vor să iasă. Cred că ar fi putut scăpa până acum. Cred că vor să-și salveze cu echipierul. Evident, nu o să funcționeze. Ok, dacă o să fac asta, atunci și eu o să stau prin zonă. Ok, se pare că a murit. Iar noi acum să-i căutăm pe ceilalți. Sunt curios unde o să fie ultima persoană. Sau unde o să fie ultimele două persoane. Probabil au scăpat deja, sunt acolo la poartă. Aha. La asta nu cred că se aștepta. Da, nu cred că se aștepta la asta. Mimerul a fost mimat. Bănuiesc că se simte destul de bine fiind un mim. A încercat să mă păcălească sau, mă rog, să facă mișto de mine. Nu a ținut. Pentru că aveam No One Escapes Death. O abilitate destul de interesantă, după cum ați văzut,
Am reușit să-l dobor cu o singură lovitură. Ok, băieții ăștia sunt foarte salty. Și din păcate și din fericire episodul nostru se va încheia aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!